O femeie a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost proiectată pe contrasens și izbită în plin de un autoturism care circula regulamentar. Totul s-a întâmplat pe DN1 între Cristian și Săcel. Mașina asta albă venea dinspre Sibiu, a pus un pic de frână, aici nu știu ce a vrut să facă, aia albastră de acolo, camioneta, venea cu viteză din spate, am văzut că se lovesc și a lovit-o din spate și ne-a aruncat-o, cum o vedeți, în fața noastră. Și noi am evitat cât am putut și am sărit acolo, norocul nostru că nu ne-am răsturnat. Din primele cercetări pe care le-am desfășurat în locul producerii accidentului, rezultă că o auto utilitară care a circulat dinspre Sibiu spre Alba oprește în mod nejustificat la axul drumului pentru a efectua un viraj spre stânga, deși marcajul era continuu. În urma accidentului, o pasageră a fost transportată la spital.